Un bărbat de 30 de ani din Târgu Jiu s-a ales aseară cu dosar penal după ce a fost depistat de polițiștii de la rutieră în timp ce se afla la volanul unui autoturism având permisul de conducere anulat. Bărbatul era în trafic pe strada Tudor Vladimirescu din Târgu Jiu. În cauză, oamenii legeau întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul având permisul de conducere anulat.